Începem cu bătaia electorală într-o comună din Giurgiu, încolțită de rivalii politici. Mama unui candidat i-a luat la bătaie pe adversari în plină stradă, sub ochii polițiștilor. Vedem imaginile. O mică întrebare, doamna Roman Georgeta, de ce ne-ați dat la mica trecută? Vă rugăm frumos să ne spuneți și nouă. Doamna, de ce ne-ați arătat la vă rugăm frumos să ne spuneți și nouă, vorbim frumos cu dumneavoastră. Doamna, nu dați peste, nu dați telefonul meu, vă rugăm frumos. Uitați, vă facem plângere poliție. Poliția ne-a oprit și nu ne lasă să trecem. Poliția blocă. Da, poliția blocă. Uitați. Să ne dăm noi la o parte? Nu mai lăsați-ne, lăsați-ne cu minciuna, cu ținem bebica la... Nu mai, nu mai mințiți că nu țineți dumneavoastră cu bebica. Trebuie, ai probleme dacă nu le uitați poliția. Adică ce vă ziceți, amenințați acum pe domnul Bebe? Amenințați pe domnul Bebe, Bebe că acum amenințați pe domnul Bebe că îi faceți probleme? Uite Biblia, uite Biblia. Anunță pe domnul. Amenință pe domnul Bebe că îi face probleme, care probleme? Uitați-vă. Ioro, unde e? Așa, înjurați, înjurați, domnul Roman, domnul Roman. Bună, domnul Roman, cu mașina peste un băiat. A dat cu mașina peste un băiat. Așa, dați, 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 dați. Dați, doamnă, dați, dați, domnul Roman, cu mașina. Așa, numărați. Așa, dați, 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 nu. Dați, 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 dați. Hai, dă-i, hai, dă-i, Ioro. Doamna Roman Georgeta, ne-ați arătat la două săptămâni. În legătură telefonică directă este Dan Rusu, primarul de acolo din adunații Copăceni, cel care este fiul doamnei pe care o vedem acum în continuare în imagini. Domnule Rusu, bună ziua! Română, doamna Cristina. Sunteți și candidat, trebuie să precizăm în această perioadă, da, vreți din nou candidatura. Ce s-a întâmplat cu mama dumneavoastră? O vedem acolo încolțită, pur și simplu. Păi, noi am fost blocați de către acești, să zic așa, simpatizanți al acestui candidat, contracandidat, care erau aduși din alte localități. Cei din adunații Copăcini au fost în jur de vreo 20 de susținători din comună. Restul au fost aduși din alte localități. În acel moment, tata acestui contracandidat care a venit din pușcărie acum două săptămâni, a ordonat la ceilalți să blocheze strada. Și noi, în timpul la noi, treceam cu mașinile pe lângă ei, au blocat, s-au pus pe burtă, au început să înjure și nu am putut să mai trecem. Mama s-a dus foarte frumos să vorbească cu individul, să-i spun, domnul Cardaș, dați-vă puțin într-o parte să trecem și noi. Și în acel moment au început să o înjure, să-i aducă mari injurii acolo.